Manifestări de amploare la Alba Iulia cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria. La manifestări au participat și membrii ai familiei regale a României. Majestatea sa regală Margareta, custodele coroanei, și Alteța sa regală Principele Radu, împreună cu Alteța sa regală Principesa Sofia, au pornit vineri din gara din Cluj-Napoca într-o călătorie simbolică cu trenul regal și au ajuns sâmbătă în gara din Alba Iulia. Au fost așteptați în gară de sute de persoane care i-au întâmpinat cu pâine cu sare, flori și urale. Membrii familiei regale au participat apoi la dezvelirea unei plăci comemorative la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia și au asistat la o slujbă de tedeum, dar și la parada încoronării, în cadrul căreia a fost prezentat drapelul României din anul 1922. Evenimentele dedicate centenarului încoronării au continuat cu dezvelirea statuii reginei Maria, amplasată în spatele Sălii Unirii din Alba Iulia, cu concerte susținute de Orchestra Camerată Regală, precum și cu proiecții de film la Casa de Cultură a Studenților dedicate celor doi suverani. Alba Iulia a fost aleasă drept oraș al încoronării datorită importanței sale simbolice pentru istoria românilor, fiind capitala lui Mihai Viteazul și locul în care s-a proclamat unirea Transilvaniei cu România la data de 1 decembrie 1918.